În fiecare zi de miercuri și joi sunt așteptați copiii pentru a se întâlni cu domnul instructor și a fi un pic mai isteți. Copiii care participă la activitățile cercului au multiple avantaje. Își dezvoltă gândirea creativă, critică și inteligența, dezvoltă capacitatea de a lua decizii dificile sub presiunea timpului, își îmbunătățesc memoria și abilitățile matematice. Condiția este să aibă multă răbdare și atenție la ore. Limite de vârstă nu este, dar pentru ca să pot să progresez, în orice caz, trebuie de la o vârstă mai fragedă. 5, 6, 7, să zicem și 8. Ce obiective aveți pentru anul viitor? Păi încerc ca să pregătesc copiii cât mai bine și sper ca în martie-aprilie să mă duc la un concurs cu câțiva copii care sunt ceva talentați. Șacul înseamnă inteligență, răbdare, dorință de victorie, memorie, fiind un joc ce poate fi învățat chiar și de copiii de 4-5 ani. În aprilie, tot acum 2013, am început, cam de acum un an, zic eu. Îți place? Da, am început de mai mică, înainte să vin acum. Am început la 5 ani să joc acest șah, dar bineînțeles că n-am avut șansa să-mi explice cineva. Dar acum... Se pare un sport greu? Nu, mai ales că e spre matematică acest șah și eu am o pasiune pentru matematică și chiar îmi place. De un an. Și îți place? Ți se pare greu? Nu. De cine ți-a îndrumat pașii? Tatăl meu. Practică și el acest sport al minții? Da, din aprilie. Și îți place? Foarte mult. Nu ți se pare cam greu? Nu e greu, e foarte ușor. Ai mai făcut și acasă înainte să fii aici? Da, de la 5 ani. Dar cine te-a învățat prima dată? Prima dată m-a învățat mătușa mea. Strategiile învățate prin șac dezvoltă gândirea, iar tacticile dezvoltă spiritul de observație. Chiar dacă într-o zi dai tu o lecție adversarului, în următoarea primești una de la acesta.